Verifică și tu chiar acum mega ofertele de pe Neba, unde găsești jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Ai toate linkurile în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de GTA 5 RPG, prietenii mei. Ne jucăm iarăși pe serverul nostru minunat. Aveți toate detaliile acolo jos în descriere. Țineți minte, nu este 5M, este RPG. Practic nu trebuie să ne comportăm ca în viața reală și doar ne distrăm, prieteni, și ne împușcăm cu bărbații. Suntem aici alături de Lămână Dark, Just Cosmin și Knight, care, mă rog, este la închisoare, că a făcut niște fapte foarte urâte, Knight-ule, să-ți fie rușine că ești acolo la închisoare. Ne aflăm la sediul nostru și în clipul de astăzi, prietenii mei, vrem să încercăm un jaf la Banca Mare, deși suntem puțin tăi online din clanul nostru, sunt 74 pe server acum. Băieți, ar putea să intre gadul peste noi, țin să vă anunț, dar, bă, de distracție, vedem ce este și după aceea o să mergem la un game Serena. Să ne împușcăm între noi, să vedem care este cel mai bun pe tras. O să fie foarte interesant. Înainte de toate, nu uitați să torpilați și voi like-urile alea, boys, dacă, bineînțeles, vreți să postăm și mai multe videoclipuri. Știți că în ultimul timp pe live-uri ne-am jucat foarte mult, pentru că, bro, chiar este super mișto și de obicei când facem live, adică de la 8, de la începând cu ora 8, atunci încep și war-urile. War-urile aici pe server, între clanuri, încep la ora 8 și se termină la ora 10, adică 2 ore în care putem să ne războim așa cum trebuie, să luăm afaceri și ne omorăm fix cum ne place nouă. Bun, băieți, mergem și noi la Banca Mare. Lămână Dar care wanted cost. Bine, facem jumătate, da? Luăm metronul ăsta. Frumos, băieții mei, am văzut că mi-ai dat bani. Ești un dulce, Cosmine, ești un dulce. Luăm metronul ăsta, băieți, este o mașină, băi, genială. Uitați-vă doar la vitezometru, prietenii mei. Știți cum accelerează mașina asta? Nu poți controla aici. Vine și fratele Evil Cristi. Scrie și tu pe ecran acolo dacă vrea să vină cu noi aici. Oh, și aici au sediu, băi, de la Peaky Blinders. Ia uitați mașinile lor aici. Care e la deasări, mă? Rămână? Bun. Banca Mare pentru Defendi, care e on. La noi majoritatea sunt on seara, pentru că ziua oamenii se mai duc la muncă, la școală, la... Înțelegeți, treburi normale. Și haideți să vedem dacă este liberă Banca Mare, să dăm și noi un jaf. Bun, e nimeni. Cosmine, dacă intră băieții peste noi acum. Băi, haideți să vedem ce ne pică. Deci poate să ne pice așa, poate să ne pice doar bani murdari. În cazul acela înseamnă că a fost gherlă și că ne-am luat țeapă. Pentru că un car clonat e în jur de 120.000. Aici, ca să dăm jaf la Banca Mare, ne trebuie 120.000 cardul clonat. Dacă ne dă doar bani murdari, o să ne dea în jur de vreo 50-60k. Adică gherlă rău de tot. Dacă ne pică o masă sau două de golbaruri, e ok. Dacă ne pică statuie, Cosmine, ne-am dus în aer, ești nebun. Și acum trebuie să facem și asta cu modelul, să vedem cum mergem. 50%. Băi, și chiar vreau să intrați cât mai mulți dintre voi, pentru că avem nevoie de oameni activi la or. Vreau să vă zic că facem recrutări cu oameni activi. Mamă, ce model, Cosmine, s-a dus, Cosmine, s-a dus. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cine e la gun shop? Iman. Bun, hai să luăm și niște poziții, Cosmine, în cazul în care vin băieții peste noi. Știți ce îmi place foarte mult pe acest server? Băi, uite, vă spun sincer, frate, de aceea ne-a acaparat și pe noi și ne jucăm foarte, foarte mult. În primul rând, băi, se fac update-uri în fiecare zi, adică DazBio, unul serverului, chiar se ocupă. Și îmi place mult de tot, bro, că încep să fie din ce în ce mai mulți playeri. Înainte, ești nebun, erau 75 seara, acum sunt 75 la 3 după amiaza. Când lumea, v-a spus, ori la școală, ori la muncă, ori așa mai departe, seara sunt peste 200 de playeri. Ok, a venit, uite, și pe Evil Christ aici. Bă, nu cred că o să intre nimeni peste noi, sper. Dacă... 250 de secunde trebuie să așteptăm, adică în jur de 4 minute, boys. 4 minute. Night, vii și tu? Ai ieșit din închisoare? Că am văzut că ai ieșit de acolo. Da, da. Ia uite, Cosmin și-a luat poziția acolo sus. Mamă, băi, dar oricum trebuie neapărat să fiți prezenți pe live-uri. La ora 8 începem live-ul, boys. Ca să vedeți niște war-uri adevărate. Acolo este măcelul ăla mare. Bine, mai sunt și... Ne mai măcelărim așa și pe la bancă, dacă când e mai multă lume. Ona, acum nu cred că au chef băieții să intre peste noi. Mie mi-ar plăcea. Aie, pierdem banii, pierdem. Dar măcar ne distrăm, înțelegeți? Oricum, mai avem aici încă un car clonat. Opa, cine a tras? A tras cineva cu pistolul. Mad Max. Oh, a venit și șeriful Mad Max. Hai aici, tovarăși. Ești o poziție aici că opa, vezi că după finish night. Vezi că după o să mergem la Game Serena să ne distrăm. Ca de obicei banca aia noastră, prieteni. The bank is ours. Ăla e tătuțu. Uite și pe Knight care a venit frumos on duty. Bă, dar oricum. Suntem câțiva, ești nebun? 1 2 3 4 5 6. Suntem 6, adică o să fie greu să intre pe Serena dacă da, sunt cam 10 online din
Da, dar nu o să vină toți pe noi, îți dai seama. Hai să vedem cât mai e până se deschide safe-ul, boys. 170 de secunde. Mamă, dar abia aștept, mergem la Game Serena. Bă, da, trebuie să... A, dar ne omoară Knight după să ne scoată... Să ne scoată de acelea. Cosmine speră la statuie, brodere. Că așa ne trebuie. Mi-e și frică să iese, uite, banca peștilor. Deci, ownerul băncii bizului este efectiv care e de la noi din clan și... tot noi avem și banca, ca afacere, cum ar veni. Scoate niște bonusuri frumoși de aici, dacă intrăm aici în clan, la afaceri, vedem cât profit are fiecare afacere în ultimele 24 de ore. Bine, asta de obicei vedem seara, de se fac ora 12 noaptea, că v-am zis, lumea face tranzacții noaptea. Dar uitați, Gunshop 28 e cam ghelă, bă. Gunshop 28. Mamă, e mai ghelă decât clothing store, și cumpără oamenii mai multe haine aici, de bun la cap. Și de-aia v-am zis, boys, la 8 seara pe live ca să vedeți măcelul ăla mare și frumos. Acolo ne ciuruim cu băieții. Mad Max, ești online, da? Tovarci. Da, da. Sărici. Bun. Vezi că ai văzut noul update. Am văzut, am văzut. Deci acum, băieți, la war chiar contează skill-ul. Bine, la ultimele war-uri, inamicii noștri erau 30, noi eram 10. Adică erau de 3 ori mai mult și e foarte greu, dar... E bine că, uite, s-au mișorat presurile la armuri, la gloanțe, nu mai poți să mergi cu mașina în târf, nu mai poți să tragi din mașină în timp ce este war, gen... Oricum n-ai cum să intri în târf cu mașina. Ia uite, scrie Menmex acolo, aia la banca mare, bă, tu vrei să-i atragi pe băieți? Nu, no, băi, am de la ăla pe fistic, că au zis pe Deon. Ca să vină, nu? Și bă, celălăresc eu, o să fie supărat. Dacă nu mă celălăresc eu. Și ne-am cumpărat înapoi carabina, prietena, aveam, îmi luasem MG-ul ăla care e cea mai scumpă armă, dar nu, carabina e mai bună pe tras, credeți-mă. MG-ul ăla are multe gloanțe, dar... Nu. Nu e worth. Așa că v-am zis, băi, The Fire Andrei, l-ai scos Cosmine pe The Fire Andrei, băieții inactivi o să fie dați afară cei care n-au mai intrat de 5-6 zile, The Fire Andrei a zis să-l dăm afară pentru că nu mai poate intra, uite, El Pacio n-a mai intrat nici el, n-a mai intrat, ești nebun, de vreo 5 zile, cred că putem și pe El Pacio să-l dăm afară. Și v-am zis, vreau să intrați și voi încă o dată, toate detaliile în descriere, pentru că acolo aveți, mă rog, tot ce aveți nevoie și avem nevoie de oameni activi în clan, boys. Avem nevoie de oameni activi, că dacă ne uitam la celelalte clanuri, mâncava și gura voastră. Ia uitați aici. Stai așa, nu? Hai să mergem aici la UCP. Intrăm la clanuri, fiți atenți. Noi suntem 39 din 50, o să fim vreo 35, că o să mai dăm afară niște inactivi. Undercover 49 din 50, Gods 48 din 50 și, mă rog, Gods of Death sunt principalii noștri adversari. Ei sunt 48, noi suntem 39 acum. Dacă mai găsim și noi 10 oameni super activi, ar fi minunat. Așa că detaliile descrie, intrați și voi, Cosmine, 8 secunde, tovarăși. Noi avem copii la noi. Bă, n-are importanță, că până la urmă ne distrăm. De aceea facem și clipurile astea, să ne distrăm și live-urile. Hai, Cosmine. Gherlă! Gherloasa! Doar bani murdari? Doar bani murdari și aveam deja... Haideți să vedem, deci... 120 ca să zicem cardul clonat, 60 dați de mine, 60 dați de Cosmin. Hai să vedem câți bani murdar de Cosmin, eu zic că e oricum ghel. Zandrei, e un card la 120 ca facem 5 bani? Pe lângă că rămân fără bani, acum sunt ghel rău. Da? Zic pe Zandrei, e un card să facem 5 bani? Nu mă, că avem treaba acum, tovarăși, și mergem la Game Serena, boys. Bine, bine. Să vedeți acolo, băi, trebuie să votați neapărat acolo în comentarii care credeți că o să câștige Game Serena-ul. 5 minute ne ciurim între noi și cine face cele mai multe kill-uri? Câștigă, da? Cosmine, da? Eu. Bun, bine, Game Serena tragi cu calașul. Deci fiți atenți că-s bani murdari. Doamne, ce ghel. Iar se plânge Cosmin că pierde. Ia uzi, Cosmin. Da, așa am făcut data trecută, că l-am bătut. Deci băieți, să avem... Paolo, Cosmine, hai, ghel. Hai, că trebuie să-mi dai bani înapoi. Da, te pup eu. Deci fiți atenți, prieteni. Bani murdari, 38.600, taxă de 10%, deci 3.800. Deci să zici 35.000, am scos și am dat 60.000, am pierdut 25.000 de dolari, Cosmine, la cazul. Frumos, frumos, Andrei, cu tine mai dau jap. Am pierdut 25.000 de dolari, bă, îmi pare rău că n-au intrat ăștia peste noi, sincer, dar... Ne dai Kill Knight să mergem la Game Serena? Da, da. Unde ești afară? Da. Hai, dă-mi și hai, nu, ne dai kill. Mendex nu e un duty. Mai am 400. Și băieți, destinația Game Serena. Mergem direct. Hai că dau glonț eu, ești nebun. Nu pot să... Mi-am dat suicide. Mi-am dat suicide de aici, în prison, din greșeală. Și acum am cooldown, parcă, nu? Ce am cooldown la suicide? 106... Aaa, da, 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 da. Fiți atenți, șustă. Să nu faceți ca mine, băieți, să tot... BOOM!
Și acum ne respawnăm la HQ cum ar veni. Bun, hai, revenim când ajungem la Gins Arena și ne facem warm-up-ul pentru ori, băieți, ne pregătim pentru ori. Eu o să vin cu chopper-ul care, by the way, văd că este puțin accidentat chopper-ul, Cosmin, ai idee de ce? A fost un desync de ăla și s-a... Da, da, mai zic eu ce s-a întâmplat ieri. Crezi că mergea cu elicopterul la păcănele. Stai să băgăm și noi niște apă, niște energie. Și hai să mergem, boys. Deci revenim când ajungem la Games Arena. Let's go. Oh, accident! Bă, Cosmine, bă, de ce intri în elicopterul nostru? Că e al nostru totuși, adică... Puțin respect, te rog frumos pentru vârznici. Hai, băi, sunteți gata? Haideți să o dăm pe tras aici, prieteni. Ați intrat? Ați intrat deja, mă? 4 players inside, free for all. Băieții sunt deja. Bă, erau deja băieții aici în arena. Care gunoiul ăla? E unul în stânga mea. QGabriel09 îl cheamă pe el să mă bată, mama. Mă băteam cu ăla din... Da? Gunoi. De joc. Bă, dar nu-l văd, what? Te pup, Knight. Bă. Mamă. Na. Te pup, Cosmine. Bum! Na, că trage altul. Mamă, și trage și noi din partea. Băi, mișto aici la Games Arena că te folosești de armele lor și nu cheltui niciun bani și te antrenezi. Bine, n-am cum să, n-avem cum să ieșim în top acum că băieții deja începuseră. Dar așteptăm să înceapă altă arenă. Uite, va lua sfârșit în 2 minute. Mori. Unde trage ăla? Cosmine, ce făceai acolo? Ok. Vedem noi la ori din seara pe live, boys. Live. Te pup, bro. Păi, cât am tras în ăla, câtă viață ai? Ce căcatul ăsta. Are bu... A, dacă mă omor pe mine, gen, dacă omor pe cineva, se face viața, pur. Hai, bă, Knight-ule, trebuie să mă lași pe mine. QGabriel m-a omorât ieră. Am tras în 3 oameni diferiți. Mori. Mamă, ce trage ăla de pe munte. Am 5 kill-uri să mor, bine, ăștia au multe kill-uri, că s-au bătut în 3. Uaa, ne-am omorât amândoi, DJ Proc. În stânga jos puteți vedea kill feed-ul, boys. Băi, încă o dată, haideți cu like-urile alea, prieteni, pentru și mai multe clipuri cu RPG. Bă, eu tot pe ăsta. Bă, Cosmine, vreau să zic că ai luat kill-ul, ai luat kill-ul, ți-ai făcut viața. Bine, e și frustrant când tragi după unul, am tras 10 minute după el. Uite, a luat kill-ul și își face viața full și nu mai aveam gloanțe. Mai trage unul din stânga. Aaaa, păi stați așa că începem de la zero, să vedeți acolo, nebunie. Și schimbăm harta, că ăsta-i gunoi de arte, ești nebun. Ăla a fugit, l-a omorât altul. Ce drecu, mă. Ar fi mișto să se pună kill-ul pentru cine dă cel mai mult damage, gen. Uite, Cosmine. Bă, cade pe munte, bă! Mai trag mult în tine, Cosmine. Cade pe munte. Bă, cât trag în tine! Hai să vedem acum. Au stat 4 mine. Yeee! 10 kill-uri, eu aveam câte kill-uri? 7. Hai să o dăm acum, hai pe o hartă, normal. Pe-a uitat cine câștiga. Da? Hai să vedem. Votați-mă, votați-mă, Graveyard. Graveyard. La noi încim, mamă, suntem 7 jucători aici în arena, 8 jucători. Bun. Ăștia votează Galilei, coi. Votați Graveyard, mă. Nu Galilei. Easy. Oh! Asta zice easy. Deci are atât de mult noroc copilul ăsta, nu-l suport. Coaia am tras după el un încărcător. Coaie, toate gloanțele au intrat în el, atât avea să mai avea omorât un om. După eu nu mai aveam gloanțe și mă omoară, gen. Săracu. Bă. Ma, uite cum omoară Andrei. Aaaa, te-am omorât și eu. Ne-am omorât și eu. Bun. Uite, s-a mi-a luat kill-ul cu aia. Eu ți l-am luat, te pup, frate meu, te pup. Care mi l-a luat? Bum! L-am explodat pe ăla.
bă, coaie. Ce aș înjura acum? What? Mamă, n-ai de mor, boom, man, man! Ce viață mai aveai? Cosmine, boom! Eu te-am omorât, frate mi, uite-te în stânga. Uite, treceau alții după mine, băga mea și banii. Vezi cum e, mamă, n-ajung lanțele până acolo. Bă, ăsta cum s-a întors. Bă, mai mori, mă, bă, mai mori. Oh, am murit într-un final. Câte kill-uri ai, Cosmine? Băi, sunt stânga, vedeți câte kill-uri am? Puține. Eu. Uite, bă! Trăgeam după Cosmin și l-a spawnat pe unul, stânga mea. Luam două kill-uri aici, dacă mă... Mamă, night-ule. Băieți, ăștia sunt prea ratați, bă. De ce, mă? Ia, uite-l pe Zandrei. No. Uite, coai, uite unde mi-l spawnează pe... Șoricarul ăla. Șoricar. Mamă, Mad Max când trage, stă pe loc. Oh, câte kill-uri aveți, băieți? Mi l-a furat Cosmin. 7. Te pup. Na, trăgeam de faltă, măcar așa să mă bași tu. Păi vezi că așa... Stai, că l-a omorât pe altul ăsta. Mamă, au tras 3 mii. Mamă! Eu l-a... Mamă, Mad Max... Aaa, ce mi-a dat cu Gabriel aici. Mamă, 3 minute, băieți. Mai durează 3 minute această arenă. Bă, Knight-ul îți dat pe cap și nu te-i damage și... Păi, de eu nu-l văd pe ăla și trage unul. Na, că tu n-ai bubuit, dar am bubuit acolo. Să ia Cosmin niște kill-uri. Te-ți facem kill-uri repede, boys, uite-l. L-a luat altul, coaie, e incredibil. Coaie, de unde trage? Lol? Din spatele tău. Aaa, ce face Knight acolo în boschete? Și am încercat să mă ascund după bot. Vezi că și tu. Uite de unde îmi trage, că nu știam de unde trage. Direct pe bă. Cap, Cosmine. Boom. Ce pe cap, bă? Boom. Da. Eu nu mai văd niciun om. What? Oh! L-a luat ăla. Bă, cum mă bat cu Mad Max? Lasă-mă să mă bat cu Mad Max. Te rog. Ai venit ceva lângă mine, că nu văd pe niciun. Wow, ce mi-a dat Ștefan ăsta acolo. Glons cu glons cu glons cu glons. Haideți să vedem. Na. Nu știu după cine să trai, mă. Dar eu nu văd om. Dacă stai pe loc, Cosmine... Aia fac timp la Games Arena. Cine? Aia-i pe casă. De trist trebuie să fii. Mamă, se trage pute. Ca, uite pe Knight, e pe casă, Knight. Mi-am dat TP. Hai că da. De grad, ți-am făcut post. Da, 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 și eu. Mamă, ea chiar că fac timp, mă, cu mine. Mamă, de unde trăgeam mai mult. Mă, de ăla, e mai greu aici să-ți dai seama de unde trage fiecare, știi? Cosmine! Ăsta nu moare, mă jur că am tras tot încărcătorul pe Knight. Și mai vine și prostul ăla din spate. Te pup, Cosmine, te pup! Lasă că am murit pe Knight. Păi, ia, fac timp, mă. Cine? Cine să fie? Te pup! Ești cu noi. Nu văd pe niciunul. Uite, poftim, trag 3 mine deodată. Vezi că am dat tot damage-ul. Coaie, am dat tot damage-ul și... Doamne, am dat tot damage-ul în Cosmin și în lămână Dark. Și i-au luat alții kill-urile, coaie. Coaie, ăsta trage în mine, Ștefan, în sus și erai tu lângă el. Trage-o prietul ăla de pe casă. Vai, săracul. Trebuia să trag înainte în el. Bă, lămână, bă, Knight. Lămână ăsta, nu știu. Uite duelul ăsta, Knight. Aaaa. Hai să vedem 3 secunde, boys. Cine are cele mai multe kill-uri? Eu. Zuz Andrei, primul loc, 23. Oalea, și am primit și 2000 de dolari, prieteni. Bravo, băiți. Vreți, mai vreți o tură? Mai vreți un warm-up, așa, da, pentru war? Warm-up ăla, bine, la war, știți care e treaba? Tot grigel. La war folosești și armuri, trebuie să-ți dai armuri în continuu. Poți să pui campfire ca să-ți faci viața. Aici nu, 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 nu. N-ai armură, da? Dar dacă spui tu armură. Nu știu dacă, da, nu, cine trebuie și pune la Games Arena armură, nu?
N-ai de ce să faci chestia asta, ești nebun? Stai că mi-am activat și eu voice chat-ul ăsta. Salut, bro. Așa că băieți, încă o dată, link-urile în descriere, intrați și voi, faceți-vă cont, descărcați-vă clientul și vă așteptăm aici pentru că avem nevoie de player activ voice. Mamă, ce am dat cablu Q Gabriel direct să mă bată, mamă. Bam, și un light. Bă, cum am luat eu kill-ul? Mai trage unul după mine, dar nu contează cu mine, că pe tine tot te bat. Mai dau și eu de cineva? Care? Cosmine, cred că te-ai enervată. Vai, ce e aici? Au dat strai în mine. N-ai tot încearcă să se urce pe casă. Păi dacă e ok punctul ăla acolo. Păi de unde dracu trag ăștia? Oaie, trag din toate părțile în mine! Vai, man, man, stai să ne întâlnim față în față, băi, că deja mă stresezi. Na, na. Aaaa, Game Serena Power. E mișto la urmă că vezi unde sunt adversarii. Dacă n-ar trage ăla după mine și tu... Bă, coaie, lămână. Poate aș putea să te bat, da, așa. Bă, lasă-mă să mă urc. Ah, poftim. Am dat tap, 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 BOOM, mort! Bam, knight-ule. Mamă, și apare ăștia de la marginea târfului, cum ar veni. Cosmine, stai liniștit, că așa mor și eu. Păi, mor în continuu, numai pe la spate, nu pot să joc. Mamă, lămânu, cine ești, lămânu? Are lămânu, ești nebun, un cade. Intră la ori mare, deci... Băieți, ăsta este destinul de la Game Serena. Nu trebuie să vă enervați aici, dar e frustrant că... Vine ăsta pe la spate. Te iau drecu, toți pe la spate, ești nebun. A, te-am urât? Bă, coaie, dar nu văd, n-am... Uite, unul viața are, mă moară Andrei. Uite, gen, nu poți să o dai. Uite, uite unde. Mamă, ce fac! Da, faci pe el. Tap, 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 tap! Da, mea și s-a uitat în spate, să trage în tine. Trage după mine, păi... Mamă, ce faceți, Andrei, cu tapurile alea, mamă, câte am făcut. Doar ei pe aia secați, uite. Păi aici țin click cu apăsat, easy, păi erai full mă și eram și eu full. Da, și eram pe la spate când ai tras. Băi, câte kill-uri aveți? Eee, secret, vedem la final. Aaaa, ce mi-a intrat glonțul ăla în cap, că mă, jos, a? Bă, de bine, chei. Jos, a? Nu mai văd player. Aoleu! Îți trebuie o poziție bună aici, mă. Fără poziție de la atac. U, dar dragănești când e pe jos și nu ia damage, el nici nu se ridică și mor. Care mi l-a furat? Mi l-a furat unul. Bine, uite. Bravo, cu mine. Era unul în spatele tău și tot cu mine, dragi. Te pup, Knight. Au dat spray! Au dat spray în mine! Tot bine! Bă, dar așa fac team? Eu sunt! Nu, m-a luat iar, man! Nu mai așa mă pas, nu trag în alții. Tot bine, hai să ne batem face to face, ce zici? Mi-a l-a furat iară. Băi, ce... Ai, man, man, tu îmi furi numai kill. Uite, bă, coaie, trag după 2 și... Hai, Cosmine, mori. Uite, uite, mă bat cu ăsta. Bă, cu ăsta m-a bătut de fiată când mă băteam cu altcineva. Bă, n-ai tot ce-a fost cu ăsta aia? Pana mea. Ce, păi trageau alții în mine. Și trage Knight în stânga, mă, l-am văzut, dar... Care, mă, bă, bă, iartă-mă. Și vine și... Uite și pe ăsta. Rasa, măti. Uite, unul viața, bă. Păi, eu dau damage și pe el sau nu dau? Uite. Uite, boschet. Na, eu mă cac în el. Zandrei, boschet.
O tras și ăla din stânga. Te pun, frate. M-au dat străin mine, mă. Hai, hai, că n-are sens. Hai, că n-are sens, că trag 10 mine. Toți. Toți. Bă, bă. Luat. Mi-l-o luat Knight. Primul loc, Zuz Andrei, 21 de kill-uri. Haide. Am mai luat $2000, prieteni. Cam ăsta a fost episodul, boys. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți și mai multe videoclipuri de acest gen, torpilați și voi like-urile alea să văd cât mai multă susținere din partea voastră. Vă așteptăm pe server, toate detaliile acolo jos în descriere. Vreau să intrați cât mai mult, să fiți cât mai activi, ca să vă băgăm în clan și să ne băgăm și noi la war-uri exact așa cum trebuie, băieți. Eu am fost Andrei, v-am pupat și vă urez o zi cât mai frumoasă. Bye bye, pa!